Bună, draga mea urmăritoare! Iată ce poză superbă am la început de tutorial, în care îți prezint această umbreluță care mie îmi place foarte, foarte mult cum a ieșit. Și încep prin aplicarea gelului alb, care, după cum o poți observa, are o viscozitate superbă. Este așa ca o smântânică cu grosime multă. Și gelul alb este Karat French Over, de la Gelaxio, achiziționat de pe site-ul tienda.ro. Usuc tipsulețul alb, după care cu pensula Nail Art de la Diamond Nails și cu gelul 018, tot de la Diamond Nails, încep să pictez mânerul umbreluței care ai văzut-o adineaori. Gelul alb nu l-am degresat, dar nici nu mi-amintesc sigur dacă are sau nu strat de dispersie, adică este lipicios. Dar dacă cumva totuși este lipicios, îți recomand să-l degresezi ca nu cumva stratul de dispersie al gelului negru cu stratul de dispersie al gelului alb deja uscat să se întrepătrundă și să nu mai fie niște linii clare, niște linii perfecte, da? Atenție, draga mea, dacă pe site-ul Diamond Nails îți placezi o comandă de minim 100 de lei și în secțiunea comentarii pui codul Ionela, primești o reducere de 20%. Așa, folosindu-mă în continuare de pensula Nail Art, tot de la Diamond Nails, să aplic gelul roșu G3.5 de la Noblesse Nails. Este un gel foarte pigmentat, eu îl ador atât pentru faptul că este foarte pigmentat, cât și pentru faptul că are o consistență plăcută, îți creează o liniște atunci când lucrezi cu el, te îndrăgostești de el și îl ador pentru că este o nuanță foarte, foarte reușită de un roșu aprins, un roșu spre corai, foarte, foarte cerut de clientele mele în general în perioada sărbătorilor. Și la Noblesse, dacă în secțiunea cod voucher scrii codul Ionela, primești o reducere de 10%. Atenție, în secțiunea cod voucher și doar dacă plătești cu ramburs, da? Nu cu cardul. Probabil dacă plătești cu cardul nu apucă să îți vizualizeze codul și din cauza asta nu mai primești reducerea. Bun, deci cod G3.5, roșul acesta super pigmentat, super ca un foc de la Noblesse Nail. Îmi colorez umbreluța, prima dată mi-am făcut un contur după imaginea care o aveam, pentru că am pictat după o imagine luată de pe Pinterest. Tu, de asemenea, poți să pictezi după imaginea din tutorialul meu. Îi fac și capătul acela al umbreluței, care el are deasupra ei. De asemenea, usc aproape fiecare etapă în lampă, ca nu cumva gelurile să mi se întrepătrundă sau dacă cumva greșesc ceva și vreau să degresez cu o dischetă cu cleaner, să șterg și ceea ce nu e uscat deja. Și atunci am usuc aproape la fiecare etapă. După ce am uscat și gelul, punctul acela negru din capătul umbreluței, îmi trasez conturul umbreluței cu gelul 018 negru, iarăși de la Diamond Nails și cu pensula Nail Art. Atenție, pensula așa se numește, exact așa, Nail Art. Nu găsești o altă pensulă Nail Art pe Diamond Nails, doar aceasta. Este specială pentru pictură, are vârful acesta foarte, foarte subțire și lung, care este super maleabil și poți picta orice liniuțe dorești cu ea, subțiri sau mai grosuțe. Știu că în tutorial ți se par liniuțele trasate de mine foarte, foarte groase, însă în realitate nu sunt chiar atât de groase. Din cauza că filmez cu zoom cu telefonul și mânuța mea, tipsul, este foarte aproape de telefon, ți se par atât de imense, însă ele nu sunt imense deloc în realitate. Dar chiar și în poze nu am putut să surprind realitatea atât de bine. De aceea am ales ca începutul tutorialului să înceapă cu acea poză superbă care o ador, pentru că într-adevăr nu se cunoaște că este o umbreluță acolo, dar mie îmi place foarte mult cum a ieșit, arată ca o poză profesională și dacă vrei zic și secretul cum am făcut-o, am căutat mult ideea și până la urmă a găsit-o soțul meu, era alături de mine în momentul filmării.
Într-un pahar cu apă transparent, am lăsat tipsul să cadă pe fundul paharului și prin fundul paharului am posat tipsulețul. A ieșit magnific, mi-e place foarte mult și pare așa o poză profi, profi, profi tare. Din cauza asta îmi place mult și am setat-o ca poză de început a tutorialului. După ce îmi termin de trasat schițele, atenție, nu suc absolut deloc gelul acesta de contur și îl blenduiesc. Ca și în machiaj, termenul blenduiesc înseamnă a pierde nuanța, a pierde acest contur, să nu fie așa un contur și atât. Dar îl pierd puțin să-i creez niște umbre. Tot cu această pensulă trag de umbrele acestea sau poți să ai o pensulă mai ciufulită, mai veche, mai stricată, așa mai pufoasă și cu aceea poți lucra de asemenea. Însă eu nu am o pensulă mai ciufulită, aș fi avut una din categoria pentru machiaj, dar nu am vrut să o stric și totuși dacă eu o foloseam, voi nu aveați acea pensulă și ziceați că nu aveți cum să-mi copiați modelul. De aceea am luat o pensulă care să vă fie și vouă la îndemână și dacă vreți să reproduceți modelul pe clientuțele voastre, să o puteți face. Draga mea urmăritoare, poți să vezi că acest model l-am reprodus chiar și pe manicura unei cliente. Poți să intri pe Facebook-ul meu, Dascălui Ionela Ana, sau pe Instagram-ul meu, de asemenea, Dascălui Ionela Ana. Poți să-mi dai și follow și să vezi cum arată această umbreluță pe o unghiuță a unei cliente pictată. Însă acolo nu mi-am luat măsurile foarte bine și zona aceasta unde se face punctulețul negru din afara umbreluței nu mi-am căput foarte tare pe unghiuță. De aceea am preferat să repet modelul pe un tips mult mai încăpător și atunci când am preferat să repet modelul am zis de ce nu, hai să-l filmez și pentru următoarele mele dragi, să-l vedeți și voi. Știu că mă mișcam foarte tare, dar din cauza grabei, să zic așa, pentru că munca asta fiind atât de mingăloasă să blenduiești, durează mult și atunci am încercat să lucrez foarte repede, pentru că, da, poți lucra repede, că e o chestie așa care, pur și simplu, e o mâzgăleală, să zic așa, și nu te încurcă cu nimic să lucrezi repede, nu strici absolut nimic dacă lucrezi foarte, foarte repede. Aici deja am dat și eu puțin viteză videoclipului, cursul, da, tutorialului, să zic așa. Confund termenii din cauza faptului că am cursurile online pe Patreon, la care, draga mea urmăritoare, te invit și pe tine să te înscrii cu drag. Îți las link într-un comentariu sau în descrierea videoclipului, linkul de pe Patreon, unde poți să te înscrii la cursurile mele online de manicură. Acolo o să vezi și diferențele de nivel. În momentul de față am două niveluri de cursuri, la un preț mai mic și la un preț mai mare. Te încurajez din tot sufletul să te înscrii la cel cu prețul mai mare, pentru că ai acces gratuit la cel cu prețul mai mic și informația este de mult mai multă, cu mult mai multă valoroasă decât cea de la cursul mai ieftinel. Însă, după bugetul tău, te poți înscrie la care dorești sau, de asemenea, dacă nu dorești să te înscrii, nici o problemă. Însă, informațiile care le predau sau le spun sau le arăt în cursurile online de manicură pe Patreon sunt mult mai valoroase decât ce ofer aici pe YouTube gratuit. Însă, după cum multe dintre voi ați lăsat deja comentarii că sunteți foarte, foarte mulțumite și de ceea ce vedeți gratuit pe YouTube, comparativ cu ce ați învățat voi la cursurile voastre de bază sau de avansați, la care ați dat o grămadă de bănuți și nu ați învățat nimic care să vă ajute. Eu mă bucur și mă simt bine pentru că voi îmi scrieți acele comentarii prin care îmi mulțumiți și îmi spuneți că sunteți foarte mulțumite de ceea ce vedeți. Dar vă încurajez de asemenea să vă înscrieți și la cursurile online pe Patreon, pentru că acolo veți fi și mai mulțumite dacă aici sunteți deja mulțumite. Bun, și gata cu reclama pentru cursuri, pentru că mi-am promis mie că o să-mi fac reclama pentru cursuri, pentru că am toată posibilitatea din lume să-mi fac reclamă pe canalul meu de YouTube și de ce să nu îmi fac. După ce am terminat de blenduit negrul, după cum poți observa deja, cu aceeași pensulă Nail Art și cu gelul alb Karat French White de la Gelaxio de pe site-ul Tienda, unde nu am cod de reducere, îmi pictez așa niște lumină pe umbreluța mea. Fac așa un contrast între ceea ce este deja, iluminez, să zic, pictura, și îmi desenez aceste liniuțe care trebuie să iasă foarte, foarte subțiri, însă
Mie mi s-a amestecat puțin stratul de dispersie al gelului negru cu al celui alb, de aceea trebuie uscat la fiecare câteva secunde, fiecare liniuță, ca să nu se mai amestece și să se îngroașe. Am retușat puțin pe lângă liniile albe cu gel negru, dar nu am putut să filmez pentru că poziția mi era foarte inconfortabilă, vrând să fac niște linii minione, extraordinar de subțiri. Și iată rezultatul, cam acesta este, după care urmează să fac niște puncte care semnifică picuri de ploaie iluminați, pentru că mai apoi urmează încă ceva. Dacă nu ar urma încă ceva, ar arăta ca și cum ninge și se văd picurii de zăpadă. Ziceți cuvântul potrivit. Chiar am un lapsus, nu știu cum să zic, în afară de picurii de zăpadă. Fulgii, da, cuvânt frumos, fulgii de zăpadă. Da, s-ar cunoaște fulgii de zăpadă, dar după ce eu aplic acum top mat, fără, adică cu strat de dispersie, de la BAF, atenție la BAF, dacă urmezi pașii ce îi am în descriere, în sensul că să intri de pe linkul care îl las eu în descriere și apoi în secțiunea comentarii să scrii codul 63BAF, primești o reducere de 10%, dar doar dacă respecti regulile astea, să intri de pe linkul care îl las eu în descriere sau în comentariu, da, adică linkul meu, și să pui codul 63BAF, primești o reducere de 10%. Am aplicat finish-ul mat cu strat de dispersie într-un strat subțire prima dată, iar apoi, după cum poți observa, am venit așa cu o bulă mai groasă, pentru că pictura mea are puține denivelări și mă ajut de acest top, care este puțin mai viscos, are viscositate mai scăzută, pardon, și mă ajut de el ca să-mi uniformizez tipsulețul, să nu fie denivelări per total la finalul tutorialului. Cu cleanerul de la BAF, de asemenea, voi degresa tipsul meu după ce s-a uscat topul mat și uite cum arată tipsulețul mat. Arată super, 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 super și urmează să te distrezi puțin de mine. Ar fi frumos să mă fi văzut cât de tare mă enervam, urmează să fac ceva și mă enervam că nu-mi iese, dar nu am renunțat și până la urmă mi-a ieșit, o să vezi în continuare. Căci cu finish, cu strat de dispersie, folosit top coat de la Mounly, pentru că este fără strat de dispersie, scuze, cred că am apucat să zic că e cu strat de dispersie, dar este fără, de la Mounly, l-am folosit pe acela ca să nu mai fiu nevoită să degresez încă o dată tipsul. Mi-am făcut niște picuri de, ce zici, de ploaie pe umbreluță și urmează să te enervezi, să te distrezi de mine cum mă enervam că nu reușeam să fac picuri. Din cauza că, să vezi la un moment dat, îți dau mai aproape pensula, bula de top coat se retrage pe pensulă în sus și îmi face ori picuri nu rotunzi și în diferite forme și mâzgălituri, ori se retrage și chiar nu se mai atinge de tipsuleț. Uite, ca în momentul acesta, nici cum nu reușesc să fac picuri, pentru că el se retrage. Și pur și simplu, voi nu auziți, dar am apucat să scot și un compliment, să zic așa. Și până la urmă am schimbat pensula, am ales să iau o altă pensulă, tot nail art, pentru că am mai multe. Am mai multe ca în momentul în care folosesc diferite culori, să nu trebuiască să tot șterg pensula. Și am luat o altă pensulă, ia uite cum se retrage bula pe pensulă în sus, nu stă pe vârful ei. Am luat altă pensulă și cu alta am reușit până la urmă să-mi fac picuri de ploaie. Da, atenție draga mea și la Mounly, dacă în secțiunea comentarii pentru o singură dată, deci doar la o comandă, poți folosi codul IONELA15 și primești o reducere de 15%. Doar o singură dată, da? Atenție, doar o singură dată, la o singură comandă poți folosi codul IONELA15, deci IONELA15 și primești o reducere de 15%. Apoi primești puncte de fidelizare la fiecare comandă și le poți folosi mai apoi. Da? Foarte interesant regulile astea de la Mounly, îmi plac foarte mult, așa că pentru prima comandă îți urez spor la cumpărături și cât mai mare, da? Pentru că ai o reducere de 50%, de 15%. Am reușit până la urmă să fac picuri și pun la uscat și am terminat tutorialul pentru această dată. Sper că îți place umbreluța mea și îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Te invit să te abonezi la canalul meu dacă îți place de mine și ceea ce îți arăt, cum îți explic, cum vorbesc, până și vocea mea.
te poți abona la canalul meu și de ce nu chiar să distribui tutorialele mele care îți plac pe rețelele tale de socializare, cum ar fi Facebook sau chiar grupuri de manicură. Produsele folosite urmează să ți le arăt, exact cum ți le-am descris și până acum, ți le voi arăta. Acesta este finalul tutorialului, am terminat tipsulețul meu, umbreluța mea. Acum ți-o arăt și în poziția normală, cum ar trebui să o vezi. Da, iată ce minunată a ieșit. Mie îmi place foarte mult, aștept în comentarii să-mi scrii dacă și ție îți place foarte mult. Produsele folosite sunt, după cum spuneam, de la Diamond Nails 018 gelul negru, de la Gelaxio de pe site-ul Tienda French Over White, G3.5 de la Noblesse Nails, Moonly Top Coat Gel Lac, Top Coat Mat de la Buff și Cleaner tot de la Buff. Da? Despre reduceri poți să te uiți în secțiunea descriere sau în comentarii. Ia uite ce minunat este gelul roșu, am vrut să ți-l arăt și deschis la cutiuță ca să-l vezi mai bine. Te pup, draga mea, până data viitoare, să ai soare în suflet și zâmbete pe buze. Pupicei, pupicei, pupicei!